Bună, copii! Astăzi învățăm cum să inspirăm, expirăm și cum să ne încălzim vocea, trei elemente fundamentale pentru începutul lecției de muzică. Cum inspirăm? Nu! Corect este să inspirăm pe nas, ca și cum am mirosi o floare. Dar cum expirăm? Ca și cum am umfla un balon. Sau mai bine suflăm într-o lumânare. Perfect. Foarte importantă însă este și poziția corpului. Bineînțeles, spatele și capul în poziție dreaptă. Nu cântăm așa! Sau rezemați de bancă. Bun, deci acum știm să inspirăm, să expirăm și cunoaștem poziția corectă a corpului în timpul cântatului. Înainte însă de interpretarea melodiilor noastre preferate, este absolut necesară o încălzire vocală ce se realizează prin intermediul vocalizelor. Exact ca la ora de sport! La începutul orei ne pregătim corpul pentru mișcare prin câteva exerciții fizice sau o alergare ușoară. Abia apoi începem maratonul! Corpul în general trebuie pregătit pentru orice nouă activitate dorim să desfășurăm. Dar de ce exercițiile vocale se numesc vocalize? Cum? Pentru că sunt cântate cu vocea? Corect! Și pentru că sunt realizate pe vocale. A, E, I, O, U. Iar în exemplul următor vom avea trei exerciții menite să treacă de la registrul grav spre acut, adică de la sunete joase spre cele înalte. Sunteți pregătiți? Să începem!